mulțumesc foarte mult. Avem alertă alimentară în toată țara. Carrefour a decis să retragă de la rafturi toba de porc drag de România. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară. Respectivele produse sunt contaminate cu bacteria Listeria. Bacteria apare deseori în carne insuficient gătită, fructe și legume nespălate corespunzător sau lapte insuficient pasteurizat. Cei care consumă produse contaminate cu acest germen pot avea dureri musculare, greață, vomă și dureri gastrice. Indicat este un consult de specialitate al medicului, spun cei de la ANSVSA. Clienții care au cumpărat toba respectivă se pot întoarce în magazine să returneze produsul pentru a-și primi banii chiar dacă nu au bonul fiscal.